Cinci ambulatorii de specialitate de la patru spitale din localități amplasate în județe din vestul țării vor beneficia de investiții în valoare de peste 34 de milioane de lei în echipamente medicale de ultimă generație. Banii provin din fonduri europene prin programul Sănătate pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este organism intermediar. Cea mai mare sumă o va primi Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, unde se vor face investiții în ambulatoriul de recuperare și balneologie și în cel ORL. Spitalele care vor beneficia de investiții în aparatură medicală de ultimă generație sunt din Timișoara, Deva, Vulcan și Sebiș. 1,8 milioane de lei vor fi alocați pentru modernizarea și dotarea laboratorului de radiologie și magistică medicală a laboratorului de medicină nucleară și pentru extinderea cabinetului de pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență din Deva. Un alt proiect vizează modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan, pentru care sunt alocați 8,1 milioane de lei, în timp ce 6,2 milioane de lei vor fi investite în extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebiș. În cazul acest Spital fiind vorba de a doua fază a proiectului de modernizare. Prin programul operațional regional 2014-2020, în zona de vest au fost modernizate și dotate 17 ambulatorii și 17 unități de primiri urgențe, și au fost înființate 4 centre comunitare medico-sociale, precum și achiziționate 158 de ambulanțe.